aplauzele dumneavoastră. Îl invit alături de noi pe scenă pe domnul Ștefan Gheorghe, director general executiv, Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Haideți să-l aplaudăm. Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să mulțumesc în primul rând Cristinei Trefaș pentru invitația și onoarea care mi este făcută de a fi în fața dumneavoastră, de a premia un om, de asemenea un profesor universitar care și-a adus contribuțiile de-a lungul timpului la dezvoltarea sectorului și a învățământului. Aș putea vorbi și liber despre activitatea dânsului, dar prefer să-mi ordonez ideile ca să dureze mai puțin. Aș putea vorbi foarte mult despre acest lucru. Specialistul care va primi diploma de excelență Invest Energy pentru întreaga carieră este o personalitate marcantă a sectorului energetic din România, recunoscută în țară și în străinătate, iar numele său a devenit un adevărat brand pentru strategiile, politicile energetice, pentru cogenerare, pentru impactul investițiilor asupra mediului și pentru dezvoltarea sustenabilă. Cu o vastă experiență națională și internațională și cu doctorate în energetică și economie, premiantul de astăzi a fost cadru didactic al Universității Politehnice a București, distinsă universitate pe care majoritatea o cunoașteți de aici, cea mai mare instituție de învățământ superior tehnic din România, și cadru didactic al Academiei de Studii Economice în același timp, Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine, FABIZ. A fost de asemenea consultant internațional în domeniul energie pentru România, Macedonia, Albania, Republica Moldova, Georgia și pentru regiunea Balcanilor de Vest, în calitate în care a participat la realizarea strategiilor energetice, a planurilor de acțiune pentru eficiență energetică, a planurilor naționale de dezvoltare a surselor regenerabile. A fost senior energy advisor la USAID, coordonator de proiecte pentru România și Republica Moldova, la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, la Berdeci, director general pentru energie, petrol, gaze, secretar de stat în Ministerul Resurselor și Industriei. Ca expert individual a fost selectat ca membru al Consiliilor Consultative ale Președintelui României în perioada 1996-1999, al ANRE 2003-2010, și membru al Comitetului de Experți Energetic de înalt nivel de pe lângă Consiliul Economic și Social ONU, Comisia pentru Dezvoltare Sustenabilă, între 1992 și 1996. Este președinte și fondator al APER, Asociația pentru Politici Energetice din România, consilier științific în cadrul CNRCME, membru al Comitetului Municipal pentru Energie, autor și coautor a 28 de cărți, manuale, studii și a peste 170 de articole publicate în domeniul energie. A coordonat prima strategie națională energetică națională de după Revoluție, realizată în 1993, pentru o perioadă de 5 ani. L-au pasionat întotdeauna politicile energetice, ca domnia sa, are o structură integratoare și pentru că domnia sa are o structură integratoare și este permanent pasionat să găsească elementul comun al mai multor fenomene, care în final să ducă la înțelegerea coerentă a acestora. Doamnelor și domnilor, îl invit pe scenă pentru acest premiu pe distinsul domn profesor Virgil Mușatescu. Thank you.
să vă spun și eu câteva cuvinte, vor fi câteva, nu vă speriați. Primul este wow. Sunt emoționat, sunt în același timp copleșit de acest moment. Faptul că se apreciază activitatea mea, întreaga activitate, până la urmă îmi dă cumva și fiori. Pentru că întreaga activitate înseamnă mai mult, înseamnă o finalitate. Și eu sper ca să putem adăuga la acest lucru de până acum. Deci activitatea de până acum. Vreau să privesc și eu în viitor, deși sunt, așa cum s-a spus, unul din tinerii foarte vechi. Și lucrul ăsta, din nefericire, mi-o arată diverse părți ale corpului când mă trezesc dimineața. Nici nu știam că există. Dar, cu adevărat, ce pot să spun este că în momente de genul ăsta mă gândesc la ce zicea Oscar Wilde. E unul din autorii mei preferați. El spune așa, în viață trebuie să joci propriul rol. Toate celelalte sunt date. Deci, din acest punct de vedere, mă consider fericit pentru că scenariul a fost destul de decent făcut pentru mine și am încercat, sper că lucrul ăsta este reflectat și prin acest moment, să am cât mai puțin cabotinism. Ca atare, vă mulțumesc încă o dată pentru această apreciere și pentru toată lumea, multă sănătate, sărbători fericite și un an nou mai bun decât cel pe care îl încheiem acum. Toate cele bune! Fotografia de final. Felicitări pentru premiul obținut.